Okay. Pe Facebook. 12. 12. How do we collect valid data on the Roma? Cum adunăm date valabile despre Rom? Yeah. Thank you. Okay, I'm going to speak English if that's okay with you, because we've worked in English. I have everything written down in English. So basically our problem was the lack of valid data concerning the situation of Roma communities, because as we've seen this morning, if you have no data, you can make no progress. You don't know the extent of the problems you're trying to tackle, and you don't know what the problems are. So in order to collect valid data, we needed to tackle the problems, which were the fact that very often, depending on who collects the data, the data can be more or less valid. Meaning that if you have someone who's trusted by the community, your probability of accessing better quality data and valid data is bigger. Therefore, we thought that în care comunitatea are încredere cu legea aceste date, valabilitatea va fi mai mare. Deci, abordarea noastră, datele trebuie să culese de către persoanele care sunt deja membri ai comunității rome care vor duce la date valabile. Ideea este să creăm o rețea ONG-urilor Roma din România. Am putea să instruim să contribuim la creșterea capacităților de a culege date despre Roma. Rețeaua noastră de ONG-uri Roma trebuie să fie în parteneriat cu o instituție academică din două motive. În principal, validarea metodologiei de culegere a datelor și pentru a primi un fel de legitimitate externă a culegerii datelor. În treilea rând, trebuie să creștem capacitatea ONG-urilor în culegerea datelor, pentru că avem de a face cu oameni care nu neapărat sunt sociologi sau antropologi, deci trebuie să instruim cum să culeagă date valabile. Then, and between brackets, I have to say that our group was very interesting because it had three members of Roma NGOs, trei reprezentanți de la societatea civilă romă, trei ONG-uri rome, cu trei specialiști IT. Au muncit foarte bine împreună și au încercat să găsească soluții tehnice cele mai bune. Specialistul IT a venit cu ideea creării unui format standard pentru împărtășirea datelor, pentru identificarea instrumentelor necesare, care trebuie să fie instrumente open source, pentru a împărtăși datele pe cât posibil. Soluțiile existente s-a vorbit în cursul Tech Camp-ului despre aceste soluții, tehnologii de mapping, cum ar fi Mapbox. Specialistul IT ne-a sugerat ceva Lime Survey pentru culegerea de date open source și alte instrumente open source și acțiuni ce urmează. Am conturat o agendă foarte pragmatică care ar implica stabilirea metodologiei culegerii datelor, instruirea persoanelor care vor folosi această tehnologie IT, nu neapărat trebuie să le știe din start. Pe baza unui eșantion reprezentativ, trebuie să verificăm, să validăm metoda de culegere a datelor și, pe urmă, împreună cu centralizarea datelor și cu validarea datelor, urmează o serie de date tehnice, nu intru în detalii. Vom încerca să învățăm și lecțiile și să le specificăm în acest proces de culegere de date pentru a elabora materiale didactice pentru specialiștii de la ONG-uri care se vor implica în procese de culegere a datelor. Pe urmă, va trebui să selectăm dintre ONG-urile disponibile în România, resursele umane pentru instruirea și culegerea datelor și, pe urmă, să facem culegerea datelor la nivel național.
deci, at the national level as representative. Trebuie să ne asigurăm că această culegere de date și eșantionul este reprezentativ național. Pe urmă, centralizăm datele, le validăm, le analizăm. Pe urmă, vom lucra pe prezentarea și împărtășirea datelor. Am parcurs foarte rapid peste aceste date, pentru că anul viitor este an electoral, deci de la trimestrul 3 încolo va fi foarte dificil să intrăm în comunitățile rome, pentru că vor fi în campanie electorale. Deci trebuie să facem pe cât posibil înainte acelei date, ca să evităm orice neînțelegeri. Încă un lucru pe care ar trebui să adaug, deci este relevant acest lucru. Dacă ne uităm la banii disponibili pentru incluziunea socială a romilor, rapoartele actuale arată că mai puțin de 1% din fondurile disponibile pentru incluziunea socială a romilor a fost contractat. Deci s-a contractat mai puțin de 1%, ceea ce indică o nevoie foarte urgentă de acțiune. Odată ce am cules datele, le facem disponibile și publice, vom ști exact unde sunt zonele problemă, care sunt problemele și putem să obținem cât se poate de mult din acești bani pentru a ajuta incluziunea socială a romilor. Mulțumesc! Thank you.